Procurorii DIICOT împreună cu ofițeri din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București au efectuat miercuri 15 percheziții în municipiul București și în 7 județe, printre care și Buzău. Alte 20 de descindere au avut loc pe teritoriul Italiei într-un dosar de fraude informatice în care prejudiciul este estimat la 1 milion de euro. Acțiunea a vizat destructurarea unei rețele infracționale formate din români și italieni specializate în fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic, efectuare de operații bancare în mod fraudulos și spălare de bani. Procurorii spun că palierul al doilea al rețelei era format din 3 români care clonau site-urile web ale unor bănci și instituții financiare în vederea obținerii datelor de identificare ale cardurilor bancare, precum și ale datelor de acces la conturile online banking ale persoanelor vătămate. Școala de aplicație pentru forțele aeriene Aurel Vlaicu Boboc a participat sâmbătă la organizarea sărbătorii aripilor românești din anul centenarului României Mari. Evenimentul a avut loc la Colegiul Național Unirea din Focșani, unde a avut loc și o conferință cu tematica aspectelor din activitatea forțelor aeriene. De asemenea, a fost organizat și un stand dedicat ofertelor educaționale ale învățământului militar de aviație în Piața Unirii din municipiul Focșani. Campania de promovare a carierei militare în cadrul forțelor aeriene române s-a desfășurat în perioada 19-28 martie 2018 în mai multe municipii din țară. Polițiștii buzoieni au mai constatat 3 infracțiuni la regimul circulației. O tânără în vârstă de 28 de ani din Pătârlagele a fost depistată la volanul unui autoturism cu care se deplasa pe DN10, deși nu poseda permis de conducere. O altă șoferiță în vârstă de 42 de ani din Vrancea a fost depistată de polițiști în trafic pe raza municipiului Râmnicu-Sărat, deși avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce. Polițiștii au întocmit dosar penal, iar acțiunile vor continua pentru creșterea siguranței participanților la trafic.